Alege Fairy Extra Plus, cu până la 50% mai rapid în eliminarea grăsimii dificile. Bună ziua, bine v-am găsit într-un episod. Am venit mâncat de acasă, sunt plin. Astăzi a ieșit pucul, mă simt foarte bine și... Te-a mai dat tu. Hagamos una cosa, yo llamo a mi hermana por la tarde, ahora es de madrugada en Costa Rica, le mando unas fotos, le digo cosas cine más asta? Tarde o mañana. Buenas tardes, mañana. Da, și eu încep episodul, așa. Am rezolvat treaba cu farfuriile șefilor, acum trebuie să vedem, trebuie să ne întâlnim cu concurenții, vreau să le pun niște întrebări fulger, să vedem care cum răspunde și ce părere are unul despre celălalt. Ia, fii atent, începem cu Ricky. Ricky și cu fata mică, nu știu cum o cheamă. Bună ziua! Bună ziua! Să trăiți, băieți! Konnichiwa! Wireless! Hai, Ricky! Ți-e frig? Nu. Da. Deci eu o să vă pun niște întrebări. Da. Voi răspundeți foarte rapid, da? Da. Sunteți gata? Da. Așa, fii atent, că eu mi le-am notat aici. Ok. Cine gătește mai bine? Ricky. Elena. De ce? Că are 22 ani și eu sunt de 27 ani. Are foarte mult de experiență. Cine țipă mai tare? Eu. Elena. Cine e mai irascibil? Eu. Mai irascibil? Nu știu ce înseamnă. Elena. Mai nervos, așa. A, Elena. Cine a făcut mai multe greșeli până acum? Depinde. Eu... Depinde. Amândoi este. Amândoi. Da. Cine este mai competitiv? Eu. Eu sunt competitiv. Cine aleargă mai mult în bucătărie? Eu. Ia. Bă, dar tu nu faci nimic? Bă, da, fac că treaba. Cine înjură mai mult în bucătărie? Ia. Eu. Bă, asta mereu, bă, vezi, noi când suntem aici, tu mereu stai pe telefon. E că e sărbătoare, gen, cum o bagi în seamă. De ce? Bă, nu că tu ți-ai dorit să vorbești prea mult. Ba da, eu chiar îmi doresc că eu cu tine vorbesc cel mai puțin. Hai să-ți spun niște întrebări. Ha, dar pe mine de ce mă iei pe mine? Ți-i... Păi nu, stai, că e haioasă treaba. Ți-i drag de mine? Hai și tu, hai? Două fete. Ia uite-o, mă, pe Narcisa, mă. O să vă pun niște întrebări și voi răspundeți foarte rapid, da? Da. Repede. Repede. Nu vă gândiți foarte mult. Nu. Cine gătește mai bine? Eu. Tu ai luat 15 puncte aseară. Tu cât ai luat? 12. Cine țipă mai tare? Eu. Cine mai irascibil? Eu. Auzi, dar tu ce faci? Eu sunt mai rar așa. Cine a făcut mai multe greșeli până acum? Eu. Eu. Dar n-am făcut mai greșeli. Deci ce greșeli ai făcut tu, dar nu știu, tu ai făcut numai lucrurile. Cine este mai competitiv? Amândouă. Mai nu, mă, una sau una? Narcisa. Cine aleargă mai mult în bucătărie? Eu. Eu cred că Vicenzo. Cine? El? Nu cred. Și ultima, cine înjură mai mult? Eu. Ia. Eu recunosc. Eu. Care e înjurătura preferată? Ziu. Să fac. Dacă tu toată ziua îl pupi în c*** monte, te ticu în sus, te ticu în jos. Și că îl pupă în c***, îl mângă, eu îi dă șefa. Așa ți se pare, mă, că te pupă în c***, te ticu? E doar invidios să spun ceva. Și tu crezi? Păi dacă zici una, două, tăticu. Păi da, bă, că mă știu cu el mai bine decât mă știu cu tine, care-i problema? Asta nu înseamnă că nu mi-ești drag. El doar stă. Nu face nimic. Tot, vreau să stau și cu tine. Și cine nu te răspățim să stai? Păi da, trebuie să mă bagi și în seamă, nu stai nu cu telefon. Nu vorbesc cu tine, nu-i dialog. Acum, ba da, acum da, că dacă te-am ocărât. Nu mai ocărât, ce înseamnă că mă ocărât? Te-am certat, ți-am atras atenția. Pe mine nimeni nu mă poate certa. Nu te-am învățat eu cu băutura. Păi da, dar mă doare gâtul de la băutura aia ta. Nu frumos să mă scuzi că ți-ai să bei cu gheață. Eu beau cu gheață când eram mic. Și n-ai făcut roșu în gât niciodată? Niciodată în viață. Voi aveți așteptări că o să intrați la duel, nu? Nu. Dar noi în fiecare zi suntem pregătiți de duel. Câștigi? Da. Azi câștigăm. Bă, dar vreau să te întreb, de unde mi-ai parcurs dacă eu sunt 0? Da, mă, că sunteți prieteni! Acum, acum să știi! Aveți așteptări, nu? Se raportează la ziua de mâine. Ai albastru? Bă, te-a trimis tactul să latri la mine. Nu, nebunesc de cap. Nu, nu. Bă, te-a pus să lasă faci pe... Nu, am gustat și te-am întrebat. Da, am vorbit cu toți. Și ce, mă, tu ai gustat albastru? Bă, aia a avut culoare albastră. În farfurie. Spicule. Zi, mă, da sau ba? Eu am încercat să fac. Da. Farfuria era albastră, dar tu nu ți-ai dat seama. Ai văzut treaba asta și n-ai văzut? Nu. Dacă ți-a zis tactul ceva... Păi dacă am văzut... Te duci direct setat, faci ce zice tact. Nu e adevărat. Auzi, mă, că ești exact băiatul lui tata. Nu cred că e nicio farfurie. Nu ești nebun. Eu le-au putut, mamă, ar fi... Nu știți, a venit a mâncare în farfurie.
superior, are un puc. Da, puc, ăla da, e puc. Ăla e puc, ăla de tăi. Ieri l-am căcat. Hai să mergem ca pe aia. Singurul lucru pe care ai putea să-l ai albastru în ziua de astăzi ar fi sângele, că în parcurie mea albastru. Lasă vrăjeala. Vreau să aibă minus farfurii, nene. Lasă mangla asta de popătuns. Să aibă minus două farfurii. Nu? Nu, că trebuie să mă cinzurez un pic. Mai înjur și am. Ce? Care? Ce? Hai să-mi f***una. A, deci tu te autoflagelezi. Deci e o înjurătură cu autoflagelare. Deci eu trebuie să plec așa și tu rămâi cu cadrul fix, nu? Ca să facem încheierea acestui moment. Bravo! 3, 2, 0. Fericită-te! Da, da! Amândouă! Amândouă, că al treilea... Mamă, ce fericită-i tăticul! Da, Cătălin n-are nicio farfurie. 0. Mamă, ești bun. 7-3-1. Bravo. Bravo. Tăticul nu-i supărat, e bine. Nu știu care. Uite, Irina, să știi că eu am început să-mi formez gustul. Pentru că am zis că Florin va câștiga. Am mers la sigur. Hai încoace, hai încoace, mă, gogoșar. Hai încoace. Credeți pici. Asta e marfa. Gogoșarii, haide. Deci se pare că au schimbat băieții că tabela de marcaj cu minus 1 la Cătălin. Așa și te-au imortalizat momentul. Superb. Adevărul că unde mai vezi cu minus vreodată? Deci practic Cătălin ar trebui să le dea câte o farfurie la fiecare. Bă, te rog eu frumos, acum, nu. Nu, fii atent. Odată l-am oferit. Înainte să ne bucurăm. Recunoaștem fața camerei că am început să-mi cultiv gustul. Ți-am zis că tu vei câștiga? Nu. Cum nu? Stai un pic. Țip și tu cu odată l-am oferit. Țin, ce vrei? Uite, 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 Soce Sorin prima oară, da? Ok, Soce! Hai, tu! Soce! Sorin! Și acum la mofină, da? 3, 2, 1 și la mofină! Hai, bravo, bă! Și, eu la mofină, auzi, nu știu ce înseamnă la mofină. Hai, ia! Scăvătescu, Cătălin, mai gătește-ne puțin! Fai Dani, să le gădească, fai Dani! Fai Dani! Hai că mă duc să-mi la bunda, cu fai Dani. Deci, recunoști că mi-am cultivat? Dar și ne-am gătit bine. Păi da, dar eu am nimerit, n-am nimerit. Da, s-a văzut, am simțit-o. Bravo, bă, băieți! Hai! Bravo, bă! Că erai pregătit de duel, hai! Da, da, tu nu, tu nu, nici tu. Băieți, erau pregătiți de duel. Tu erai pregătit? Eram am văzut farfuria, eram pregătit de mult. Da, da, mă întreb ce am luat 3 farfurii, nu știu să spun. Bă, da, deci Cătălin a luat cu minus 3. Începuse să mă sperii la 3 farfurii. Da, începuse să mă sperii. Bă, dacă mai am proto. Ca ăștia în cap ea. Stai seama. Asta, știți aplicația Snapchat? Eu am descoperit-o, am redescoperit-o acum și m-am jucat cu niște poze și vreau să-ți fac, vrei să-ți fac niște poze? Până să cine, mă? Vreau să zic și eu ceva la cameră. Șpica a fost pe vremuri pozar la mare. Da. Nu dați bani pe prostii. Pe faceți poze la copii. Da. Băi, care așa. E veșnică întrebarea lui Scârlătescu? Stai, mai stai, mai stai, că după aia ți le arăt toate. Cum faci parte din echipa lui Scârlătescu? Nu cred. Ba da. M-ai făcut mov la față? Nu, ești superb. Vânăt? Ești superb. Ia. Stai așa, că ți le arăt eu după aia. Deci uite așa era busule, asta este, ești nebun. Dacă îl faci pe Scârlătescu vânt de la față, seamănă cu unul din desen. Ți-a pus și mustat. Uite-l, busule. E, abia acum nu mai e tăticul. Ei, tataie.
o să fii doar la bătrâneță. Mamă, ce hare de bătrâneță. Ia, mă, cum sunt la bătrâneță? Ia, mă, ia, trebuie. Ia, mamă, deci tu ți-ai... Mă, ce tătăiță de... Tu ești cam cam acum. Ești mai bine decât ăsta. Mai bine decât ăsta. Bă, vezi că să ieși cu ochii tu. Ia, semăn cu tata, mă. Deci acum ești așa. A, aici ești că ești frate minel. Știi că a fost pe vremuri un bozan la mare? Da. Reține. Hai mă, schimbă. Ce? Japonezi zici că știi. Nu, nu, stai din, din echipa. Acum faci parte din echipa lui Scărlătescu. Aici zici că ești cămătăras. Așa, băi, nene, băi. De ce nu mai zici că e vara fără soare afară, fost la tuci? Uite ce simpatică ești, nebun. Dar e la share. E, aici ești. Băi, fă-mi un print screen. Fă-mi un print screen. Îți fac poze, mai fac. Grașule, așa de la gustare. Ce v-am zis că mă, ce uită? Bă, mă, de ce ești? Băi, exact chiar. Zici că e moșul de Cismigiu. Zici că e... Uite-l pe unchi. Ești cel mai bine, ești nebun. Băi, n-auzi. Bă, zici că-s frate-i meu Sandy, ești nebun la cap. Incredibil, bă. Așa, așa arată frate-i meu Sandy? Bă, da, 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 că-i mai la păr, da. Bă, nu cred așa ceva. E în post-producție. Tu ai fost vreodată la mine în coteț? Nu. Ia să vezi unde stau eu. Tu ai coteț separat? Păi da, bravo, bă. Picule, mă duci pe una acasă? Da, mă, te duc. Pa, 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 vă pup, pa. Pa. Pa, bătrâne! Noapte a, bună! Tinere, bă. Pa, tăticu! A, v-ați cuplat? Noapte bună! Spicule, mă duci pe mine acasă! Hai, noapte bună! Pa!